Totul e în regulă. Fac o treabă grozavă. Mama o să fie atât de mândră. Șt, e în regulă. Wow! Au! Oh, nu, nu! Ce n-ai? Nu! L-am prins! Ce se întâmplă? Ăsta nu e un bebeluș. M-a prins. E suc! Glumești! Știi regulile? Adică uite-te la afiș. Fără dulciuri. Pleacă de aici. Ok, o să plec. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Haideți, mai repede, va trebui să vă scanez. Ce? Sunt doar dulciuri. Uită-te pe afiș, prietene. Vorbești serios? Ce răutăcios ești. Asta nu e bună. Poate că nu o va observa. O fată poate să viseze. Ce mă fac? Nu renunț la ciocolata mea. Haide, gândește-te. Oh, nu, e rândul meu. Stai, m-am prins. Știu ce să fac. Trebuie să-i distrag atenția. Nu mă dezamăgi, ursulețule. Ce e zgomotul ăla? Mai bine verific. Asta e șansa mea. Iau eu ăștia. A fost infracțiunea perfectă. O să mă apuc de treabă. Va trebui să topesc ciocolata. Voi folosi un uscător de păr pentru asta. E suficient. O să tai colțul. Apoi o voi stoarce pe ochelarii de soare. Vreau să acoper lentilele. Apoi voi aștepta să se întărească. E perfect! Acum o să-mi pun. Șt, e secretul nostru. Hei, pot să intru? Știu, arăt tare. Nu te grăbi, sunt în patrula dulciurilor. Eu nu am dulciuri. Ce-i cu ochelarii de soare? Oh, ăștia? Soarele-i orbitor, trebuie să-mi protejez ochii. Da, are sens, pot să intri. A funcționat! O altă zi de succes, nimic nu trece de mine. Am reușit, merit să mă răsfăț și am exact ce trebuie, o să savurez. Mmm, delicios, mai vreau. Sunt atât de isteață, vrei și tu? N-am nimic. Eu decid asta. Nu am niciun fel de dulciuri. Și ce avem aici? Ha? Explică asta. Scuze. Paznicul ăla-i bun. Frate, trebuie să-mi ascund popcornul. Bună încercare. Tu urmezi. Nu, eu plec. Nu pot să cred că fac asta. Stai puțin. Simt cum arde. Asta e, am nevoie de mușchi. Și popcornul va avea grijă de asta. Le voi lipi de brațul meu. Trebuie să stea fix. O să mă încordez. Paznicul nu o să știe niciodată. Wow, sunt plin de mușchi. Hai să mergem. Wow, uită-te la tine. E de vis. Cineva trage de fiare. Da, sala e viața mea. Mua! Wow, ce cuceritor. Distracție plăcută la zoo. Sună-mă. Stai. Oh, m-a prins. Ăla nu-i abdomen, sunt chifle. Ce se întâmplă aici? M-ai prins. Sunt atât de dezamăgită. Pleacă de aici, incredibil. Ia, am reușit. Credeam că s-a prins. Măcar am popcorn. Oh, o maimuță, uite. Dă-mi aia, mișcă-te. Salut, cum merge treaba? Pot să intru? Nu ai niciun fel de dulciuri, nu glumesc. Eu? Nu, uite-te. Bine, stai, ce-i ăsta? Te referi la topul meu? E o nouă modă, uite-te la asta. Da, ok, chiar arată bine, poți să treci. Nu voi înțelege niciodată moda. Am scăpat, am păcălit-o. Sunt bezele, o să mă bucur de ele. Gustos. A fost prea ușor. E doar un top obișnuit. Am o rolă de bandă adezivă. Am nevoie doar de bucăți mici. Apoi o voi lipi de top și voi prinde bezelele. Voi face un model din bezele. Le voi pune peste tot. Sunt un geniu. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Wow, tortul ăsta arată uimitor. O să pun niște bombonele. E superb. Ai auzit asta? Trebuie să ajungem la tortul ăla. Wow, ia uite. Ce bine arată. E delicios. Ușurel, fetelor. Există o singură soluție. Ha? Ce se
întâmplă? O să aflați acuși! Vrei să fii tu prima? Ce drăguță ești! Wow, brioșe! Miros apetizant! Oare eu ce-am primit? Ha? E goală! Dezamăgitor! Ce să fac? Stai puțin! Ceva nu e în regulă aici? Sunt sigură că erau 3 brioșe! Cred că știu ce s-a întâmplat! Habar n-am despre ce vorbești! Trebuie să-ți spun dovezile! Un deliciu! Emma! Ale erau... Ce? Glumești? Nu iar! Cum? Ha? Nu te uita la mine! Încetează! Oh, ba nu! Aia-i brioșa mea! Se activează scutul de protecție! Cât pe ce? Acum ce mă fac? Cred că trebuie să mă apuc de gătit! Am nevoie de câteva ingrediente! Noroc că sunt mereu pregătită! Ok, să trecem la treabă! Mai întâi sparg niște ouă! Știi că nu trebuie să pui și cozile? Știu ce fac! Hei, ai grijă! Ha? Ai zis ceva? Ok, e timpul să amestec totul! Ador partea asta! Lasă mixerul jos! E dificil, dar merită! Ce ziceava? Zic că trebuie să fac un duș! Wow, chiar arată bine! E mult mai reușită decât brioșa mea! Trebuie să găsesc o soluție, dar ce nume? Biata de Ava! Psst! Hei! Uită-te la ea, e patetică! Ava! Vine! Ha? De unde a apărut asta? Folosește-o pe brioșă! Am înțeles! E exact ce-mi trebuia! Încep să decorez marginea brioșei și o țin așa până în vârf! Arată bine! Poftim? Arată grozav! Trebuie să-mi îmbunătățesc tehnica! O să storc mărul pe blatul meu de tartă! Uite ce culoare! Acum o să presar niște bombonele! Îmi place! Acum pot să nivelez totul! Aproape expirat timpul! Gata! Opriți-vă! Wow! Exact la timp! Ia uite, tată! Bravo, Ava! Tu ce-ai făcut, Emma? Sper să-ți placă! E dificil! Ați câștigat amândouă! Wow, serios? Uf, dă-te de pe mine! Ia uite! Pe care să-l aleg? Stați, nu le atingeți! Ridicați-vă cloșurile! Dar vreau să aleg un cartonaș! Hai să facem! E un pop-it! Acum poți aleg un cartonaș? Te rog, scumpo! În sfârșit, e super palpitant! Cred că o să-l aleg pe ăsta! Ha? Ce e chestia asta? Stai, e wasabi? O să fie distractiv! O să-l gust! Nu-i rău! Am făcut o greșeală imensă! Am nevoie de apă! Mai mult noroc data viitoare! Cred că o să aleg cartonașul ăsta! Ce mi-a picat? O vată de zahăr! O ador! O să strănut! Unde mi-a dispărut vata de zahăr? Ce iute a fost! Ok, e rândul meu! Ce? Nu! Hei, e același cartonaș! Și nu mă plâng! Ador ciocolata! O să rup în bucățele și o să le pun pe pop-it! Vreau să-l acoper complet! Gata! Doar atât faci! Privește! O să-mi folosesc uscătorul de păr ca să topesc ciocolata! Ok, arată bine! Pot să fac și eu asta! Cred că ajunge! Acum e timpul să punem un pic de culoare! Ne trebuie doar un strop de colorant alimentar! Apoi putem amesteca totul cu un bețișor de înghețată! Vă descurcați de minune, fetelor! Și acum așteptăm! Sunt gata? Haide, arată bine! Ia uite! Wow, e super! Uite ce am eu! Hai să-i le arătăm tatălui! Privește! Sunt impresionat! Îmi place ce ți-a ieșit, Ava! Ok, să vedem ce are Emma! Da, felicitări! E o nouă egalitate! Și acum le putem mânca! Hai să le deschidem împreună! Ha? Ouă? Sperăm să fie dulciuri! Vezi și tu? Sunt confuză! Am o idee! Trebuie să fac niște cumpărături online! Niciuna nu e bună! Stai! Asta e! E perfectă! Aș
fi vrut să mă fi gândit la asta? Știu, e timpul să învăț ceva. Foarte interesant. Simt că am noroc. Nu aia. Trebuie să găsesc ceva. De ce durează atât de mult? Ah, uite-o! Să o testăm. Deci sunt 4 spații. Înseamnă că pot găti 4 ouă. Dar eu am doar 3. Nu e bine. O să le iau pe ăla. Nu pot. Nu e corect. Pe cine păcălesc? Ha? Sunt trează? Stai! Hoață de ouă! Îmi distrage atenția. Cred că e gata. Wow! Ia uite! Ai mai văzut vreodată ouă de culoare asta? Ce nuanță intensă! Să dăm drumul la foc! E timpul să le gătim! Și miros delicios! Ah, serios? Super! Asta mai lipsea! Mi-a mai rămas un singur ou! Biata de Emma! Trebuie să pot face ceva! Hei, ia uite! Cred că știu care e soluția! Am nevoie de lanterna mea! O să fie super! Ia uitați, fetelor! Ha? Lasă-te jos! A mers! Acum e șansa mea! Propriul meu ou de dragon! O să-i le dau pe toate Emei! Suntem în siguranță? A plecat dragonul? Stai! De unde au apărut astea? Arată incredibil! A fost înfricoșător! Wow! Îmi dai și mie unul? Te rog! Nu știu ce să zic. Stai așa, o să-l tai mai întâi. Dar nu vreau să tai gălbenușul. O să rotesc cuțitul în jurul lui. Perfect! Poftim, Ava! Wow, mersi! E delicios! O să-l gust! Ai dreptate, e foarte bun! Aș putea mânca așa ceva toată ziua! Uită-te la ele! Acum e timpul să le jurizez! Arată ok, cred! Trec la Emma! Wow, ia te uită! Nu vezi ouă de dragon în fiecare zi? Emma câștigă! Vorbești serios? Bravo! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Negru, alb, alb și negru, despre ce vorbim? Despre mâncare albă versus neagră, bineînțeles! Să vină distracția! Clipurile astea sunt preferatele mele și ale mele! Hei, ce s-a întâmplat? Nu mai merge prostia asta de TV! Wow, ce canal e ăsta? Salutare, privitori! Alegeți o mână! Stai, vorbește cumva cu noi? O să aleg una! Hai, ar putea fi distractiv! E ridicol! Nu-mi vine să cred că vrei să fac asta! E în televizor! Ce ar trebui să facem? Wow! A ieșit din ecran! Sunt gata! Tu? Ce bună e! Gust-o pe-a ta! Bine, bine! Cred că o pot gusta! Bun venit la provocarea alb și negru! Ok, suntem gata să facem asta? Am primit o baghetă albă de cristal dulce! Parcă ar fi acoperită de nestemate! Ce dulce e! Hei, stai puțin! Eu de ce nu am primit nimic? Farfuria mea e complet goală! Are bagheta chiar aici! Da, o iau! Dă-mi încoace! Hei, aia e a mea! Să-i activăm puterile magice! Poftim? Nu vreau deloc așa ceva! Ce grețos! Pot să scap de el? O să încerc! Da, a dispărut! Dar tot nu cred că merge bagheta asta! Ba da, funcționează! Uf, hai odată bagheta albă de cristal! În sfârșit! Ți s-a transformat capul înapoi? Da, cred că am revenit la normal! Poftim bagheta înapoi! Hei, da, dă-o încoace! E timpul să gust! A mea e neagră cu auriu! Da, prima provocare a fost tare!
Ia să vedem ce urmează. Jucăm piatră, hârtie, foarfecă? Foarfeca taie hârtia, am câștigat! Oh, Pringles eleganți! Abia aștept să gust unul! Sunt așa de negri! Ah, ce mult îmi plac! Oh, ce bine arată! Ia să văd ce-am primit eu! Da, și eu am primit Pringles! Ai mei au aromă de pizza! Ce buni sunt! Ah, ai ceva între... Arăți ridicol! Ce? De ce? Dinții tăi! S-au înnegrit complet! Ai dreptate! Am fost trădată de delicioși Pringles! Bine, ți se pare amuzant? Ce zici de asta? Exact, un cronometru! Te provoc! Cine poate mânca mai repede toată cutia de chipsuri? Ok, îți accept provocarea! Eu sunt gata, tu? Start! Trebuie să o întrec! Nu pot pierde provocarea asta! Trebuie să câștig, doar a râs de dinții mei! Aproape am terminat! Mai am câteva chipsuri! Mestec! Trebuie să mestec în continuare! Of, e ultimul, dar sunt atât de plină! Gata! Cred că am câștigat provocarea! Dacă spui tu, măcar eu n-am limba neagră! Da, dar ai chipsuri pe față! Ok, acum încep eu prima! Iată, uită! E un burger cu o chiflă albă! O să am nevoie de mănuși pentru a-l mânca! Wow, chiar arată bine! Sunt gata să mănânc burgerul ăsta! Oh, da, ăsta da burger bun! Ah, ce bine arată! Poate am primit și eu unul! Cartofi prăjiți negri! Arată binișor! Ia să-i miros puțin! Miros bine! Sunt excelenți! O să-i devorez pe toți! Stai! Are cartofi prăjiți? Oh, sunt geloasă! Știi ce? O să iau și eu câțiva cartofi prăjiți! Acum e șansa mea să-i fulec cât se uită în altă parte! Nu pare a fi nimeni acolo! Unde sunt cartofii prăjiți? Ce-ai făcut? Păi, vrei o gură din burgerul meu? Voiam să mănânc cartofii! Ești incredibilă! Hai să luăm amândouă capacul! 3, 2, 1, ridicăm capacul! Stai! Aia e cumva... conopidă? Asta e! E conopidă! E cam dezamăgitor, ce să zic! Ce bună o să fie! Abia aștept! Hei, vrei cumva să facem schimb? Am o bucată delicioasă de conopidă! Nu, mersi, o să mănânc brioșa! Ce păcat! Stai, cred că am o idee! Da, e cazul să fac conopida asta să strălucească! Ah, m-a lovit ceva! Oprește-te! O să fie delicioasă când termin cu ea! Parcă ar fi shrapnel din conopidă! Ai terminat? Oh, wow! Ce bine arată salata aia! E timpul să devorez! Vino încoace, conopido! În gură cu tine! Conopida asta e delicioasă acum! Hei, mai vrei să facem schimb? În niciun caz! Ți-ai ratat șansa! Bon appetit! Da, ai dreptate! O să mănânc asta atunci! Hei, și asta e delicioasă! Amândouă am primit ceva bun de data asta! Următoarea provocare! Ah, ăsta e telefonul meu! Trebuie să răspund! Mă întorc imediat! Serios? Credeam că participăm amândouă la provocări? Of, cât e ceasul? Ah, n-am ceas! Nu înțeleg deloc cartea asta!
Nu e mai logică nici întoarsă corect. Nu mănânca! O să te mănânc! Nu! A plecat de foarte mult timp. Știi ce? Dacă nu ești pe fază, pierzi. Oh, a primit biscuiți Oreo. O să mă servesc. Ia stai puțin. Am o idee mai bună. În pungă cu voi. E timpul să fiți zdrobiți. Perfect, sunt zdrobiți uniform. Acum o să-i torn aici. Ah, vine înapoi, trebuie să ascund dovezile. Gata, m-am întors. Ești gata? Ce-i ăsta? E pământ cumva? Ar trebui să-ți vezi fața. Neprețuită. Ar trebui să-ți vezi fața, bla bla bla. Știi ce? Am o idee. Înghiveci cu tine, pământule. Așa. Ia să vedem ce-ai primit tu. Zahăr pudră! Poftă bună, ce să zic! Îmi vine să strănut! Ai zahăr pudră peste tot! A, da? Dă ghiveciul ăla încoa! O să-ți mănânc tot pământul! Vai de mine! Oprește-te! Ce faci? A, ce mult îmi place! Poftim? Dă-l încoace! Asta nu e pământ, sunt biscuiți zdrobiți! Nu-mi vine să cred că te-am păcălit! În sfârșit am ajuns! Deci așa arată viața la oraș? Unde sunt? O să verific pe hartă! Nu înțeleg nimic! Stai puțin, știu unde sunt! Cred, o să merg în direcția asta! Ah, mă sună cineva! Alo? Ah, bună! Ce faci? Ce mare e orașul ăsta! Vai de mine! Petrecerea a fost genială! Au! Ce zi frumoasă! Nu! Livrarea mea! Ah, te sun eu imediat! Ok, cine a aruncat harta aia? Există o singură soluție! O provocare culinară! E vina voastră! Ok! Unde suntem? Orașul ăsta mă sperie! O să fie super distractiv! Sunteți gata pentru prima provocare? Ați primit niște tăiței delicioși! Oh! Hei, uite! What? Îmi plac foarte mult tăiței! Ce ar trebui să fac cu ei? Credeam că o să fie gata preparați! Ne poți ajuta puțin? Chiar trebuie să fac eu tot? Bine! Wow, ai văzut? Cum ai făcut asta? Ia-l meu! Dă-i drumul! Nu! Nu vreau! Nu vine să cred că ai făcut asta! Hei, te-ai mișcat prea lent! Se pare că eu îmi pot găti tăiței! O să fac și cealaltă porție în ceainic! Acum o să-l pornesc! E o modalitate diferită de a-i găti, dar, hei, funcționează! Deja îmi lasă gura apă! Uite ce bine arată! Sunt gata! Abia aștept să-i gust! Dar mai au nevoie de ceva? Ce cremburst fericit! Ha, ai dreptate! Dar nu te juca cu mâncarea! Ah, serios? Uite cum arată! Aș mânca și eu așa ceva! Trebuie să găsesc o soluție! Nu e bine! De ce e așa greu? Tăiței cruzi nu sunt buni deloc! Nu știu ce să fac! Acum mă simt prost! Poate o pot ajuta! Hei, Dina! Psst! Ce mai vrei? Uite! Le poți folosi pentru tăiței! Serios? Ah, ce muc moale! Ok, ia să vedem! O să pun niște salată deasupra, ca și cum aș face un burger. Îl păstrez pentru mai târziu. Hei, va expira timpul! Fiu, am terminat la fix! Nu e genial, dar asta e tot ce-am putut face. Ce-ai făcut acolo? Arată îngrozitor! Nu primesc niciun punct pentru efortul depus? Nu, uite ce-a făcut Ava! A fiert tăiței! Se pare că am câștigat runda asta! De data asta primiți afine! Delicioase, zemoase și sănătoase! Ah, super! Wow, stai așa! Pentru ce e butonul ăsta? Habar n-am! David, ce e ăsta?
Hm? De unde au apărut butoanele astea? Nici eu nu știu care-i faza cu ele. O să-l apăs. Ia să vedem. Un șarpe? Ai, e adorabil. Aveam și eu unul la fermă. Vino încoace, micuțule. Poți să te pun jos. Nu e mare lucru. Ok, e rândul meu. Hai să vedem. Ia uite, e un sucitor. Oare ce aș putea găti cu el? Brioșe? Nu cred. Pot să-ți văd gândurile? Oare am superputeri? Șt, mă gândesc la ceva. Oh, o plăcintă cu afine. Ce idee bună! O să încep prin a întinde aluatul. Vreau să fie întins uniform. O să-i dau o formă de cerc. Apoi trebuie să fac partea împletită de deasupra. Dar am o metodă mai rapidă. O să tai niște pătrate din aluat cu ăsta. E mult mai ușor așa. Acum o pot adăuga peste plăcintă. Arată delicios. Abia aștept să gust o felie. Wow, m-a impresionat. Îți vine să crezi că am făcut asta? Mă faci să arăt prost. O să mai încerc o dată. Nu vreau tot un șarpe. E de rău? E o jucărie popit. Vezi? Eram sigură că o să fie bine. Dar ce pot face cu ea? Aș putea juca cu ea în timp ce mănânc afinele. Stai, am o idee. O să umplu jucăria popit cu afine. Apoi o să torn deasupra iaurtul ăsta de căpșuni, ca să fie acoperite de ceva cremos. O să acopăr afinele complet. E suficient. Apoi o să adaug bombonele colorate. Ce colorate sunt! Și delicioase! O să dau jucăria la congelator. Arată super! E ca o înghețată pe băți, dar fără băți. Bravo! Nu! Am rupt-o! Ups! Săraca Tina! Știu ce pot face! Oh, nu! Mi-am rupt plăcinta din greșeală! Nu sunt deloc atentă! Cum ai reușit? Se mai întâmplă! Asta e! Mersi, Ava! Ce se întâmplă? Scuze, am ațipit! Ce n-ai? Ce-a pățit plăcinta ta? Mamă, împiedicat! S-au întâmplat multe, cât timp ai dormit? Există o singură concluzie! Ați pierdut amândouă! Dacă spui tu, nu ne prea pasă. Vrei să guști? Oh, da, te rog! Și eu o să iau o felie de plăcintă. Oh, e bună! E greu să inventez o provocare nouă în fiecare rundă. Știu! Poftim! Mult mai bine! Următorul ingredient, căpșuni! Le ridicăm în același timp? Da, hai! Wow, ce zemoase par! O să gust una. Sunt extraordinare! Sunt super proaspete! Hei! Oprește-te! Nu mă pot abține! Ai nevoie de niște cremă de ciocolată! O să le facă și mai bune! Ia afinele și bagă-le în borcan! Apoi ia o lingură! Ai încredere în mine! O să-ți placă garantat! Ar trebui să mă fac șef! Serios? Nu e corect! Te-l încoace! O să fac ceva folosind căpșuna asta. O să încep prin a tăia căpșuna în două. O să pun pe farfurie momentan. Am umplut o seringă cu cremă de ciocolată. O să adaug puțin în partea de sus a căpșunii. Apoi o să lipesc o afină de ea. Acum o să fac o linie din ciocolată și niște puncte. E ușor pentru că folosesc seringa. Parcă ar fi gărgărițe. Ce drăguțe sunt! Ar fi păcat să le mănânc. Ai fost foarte inventivă, Ava! Stai puțin! Trebuie să le fac o poză! Sunt o operă de artă! Wow! Chiar că ai avut o idee genială! Vreau și eu una! Nu, sunt ale mele! Oh, Doamne, sunt extraordinare! Serios, îmi dai și mie una? Fă-ți și tu unele la fel! Ce rea ești! Ce pot face? Nu e ușor deloc! Stai puțin! Am o idee! Am nevoie de o frigăruie de lemn! O să bag căpșuna în frigăruie! Apoi o să tai căpșuna. O să o tai doar până la jumătate. Pe urmă o să învârt și o să mai tai o dată. Perfect! Acum am nevoie de frișca la tub. O să împing vârful tubului în căpșună și o să adaug frișca înăuntru. Și acum o să adaug bombonele colorate. O să le presar peste frișcă. Arată bine! Ce părere ai, David? Interesant, nu-i așa? Sunt mândră de ele! Wow! Îmi lasă gura apă! Arată super, Tina! Serios? Yuhu! Uite, Ava! Bravo, Tina! Sunt delicioase! Da? Și ale mele? Stai puțin! Le-am mâncat pe toate! Runda asta s-a terminat! Dar
Ava, Ava, Ava! Nu e deloc o decizie grea. Tina câștigă! Eram sigură! Sunt cea mai tare! Scuze, aștept ceva. Ah, în sfârșit! Asta e următoarea provocare! Oh, va fi interesant! Hai să începem! Serios? Am primit un singur cartof? Cartof la pământ! Serios? Se pare că îi plac mult de tot cartofii. L-am găsit, l-am găsit! Ai nebunit? Cartoful ăsta poate fi folosit. O să-l mănânc la cină. Clar ai o problemă. Oare ce-aș putea face cu ăsta? Știu! O să-l decojesc. Apoi o să-l bag într-o frigăruie. Apoi o să tai cartoful. O să-l învârt de jur împrejur pe măsură ce-l tai. Apoi o să-l desfac cu atenție. Am obținut un cartof spiralat. O să-l pun pe o farfurie cu ierburi aromatice. Și o să adaug niște ulei de măsline. Vreau să-l acopăr cu puțin ulei. Apoi o să-l gătesc. A devenit auriu și crocant. E ceva diferit. Recunoaște, mă invidiezi. L-aș mânca imediat. Și eu? Bravo, Ava! Super! Câtă presiune! Trebuie să mă gândesc la ceva. Trebuie să pot folosi ceva. Nu, nu e ce trebuie. Ce faci acolo? Nu arunca aia! Chipsuri de cartofi? Stai! L-aș putea folosi. Am nevoie doar de o garnitură. Asta e perfect. Wow, arată super! Serios? N-ai depus niciun efort. Nu-ți place? Atunci am nevoie de altă idee. Ah, știu! Am nevoie de chipsuri și de o cratiță cu apă fierbinte. O să torn chipsurile în apă. Trebuie să le las la înmuiat. O să le amestec. Chipsurile se înmoaie și se transformă într-o pastă. Parcă ar fi piure de cartofi. Acum îl pot lua de pe foc. Așa mai bine acasă. Am pus condimente și acum o să-l decorez cu ierburi aromatice. Mult mai bine! Bravo, Tina! Serios? Cum ai făcut asta? Te pricep la gătit, nu glumă? Cam da! Oare cine o să câștige runda asta? Cred că eu! Ambele farfurii arată bine, deci egalitate! Primiți amândouă câte un punct! Yahoo! Da, și apoi m-a lovit o hartă în față! Ups! Scuze, vorbeam cu mama! Ingredientele din următoarea rundă sunt ouăle! Super! Ce pot face cu asta? S-ar putea să fie o rundă grea! Ups! Nu-mi vine să cred că ai făcut asta! Prefate că n-ai văzut nimic! Sunt ouă! Sunt fragile! Cred că am o idee! Dar trebuie să-mi verific cartea de bucate! Poftim! Nu trișa! Hei! Cumpără-ți și tu una! Cumpără-ți și tu una! Poate n-am nevoie de așa ceva! O să-mi folosesc telefonul! Ia să vedem! Nu! Ah, asta căutam! O să cumpăr asta! De ce ești atât de fericită? Ah, ce repede a venit! Abia aștept! Uite! Ce dubios arată! Ava! Bau! Tina! De ce-i faci așa ceva? A fost amuzant! Trebuie să mă apuc de gătit! O să pun forma în tigaie! Am separat ouăle! O să torn albușurile în formă! Și o să las ochii goi, pentru că o să-i umplu cu gălbenușurile. Nu vreau să-l vărs. Acum al doilea gălbenuș. Acum trebuie să aștept să se prăjească. Cred că e suficient. Am terminat! Wow, arată super! Ava, ai văzut? Extraordinar! Noi bai, sigur pot face ceva mai interesant. În primul rând am nevoie de un blender. Stai, ce faci acolo? O să sparg ouăle în blender. Wow, ce ușor pare! Mai am nevoie de câteva ingrediente. Am ceapă, roșii și mărar. Stai cu ochii pe mine! Nu sunt îngrijorată deloc. O să bag astea în blender. Te gâdil? Lasă-mă în pace! Relaxează-te! Adaug și mărarul. Ah, ce bine miroase! Miroase a ceapă! Super, acum plâng! Am și sos super picant! Nu, mersi! O să fie intens! Vai de mine! Ai pus exagerat de mult! Nu-i adevărat! Hai să amestecăm totul! Vreau să-l omogenizez bine! Arată bine! Acum trebuie să mă apuc de gătit! Am nevoie de o tigaie! Nu știu ce să zic, Ava!
Relaxează-te, o să iasă ceva bun. Nu știu ce să zic. Mă întorc imediat. Unde pleci? Ce face mai exact? Situația e sub control! Iese fum! Ava, ești bine? Sigur că da! Uite! Miroase divin! Serios? Arată extraordinar! David, hai! Declară-mă câștigătoare! Nu știu ce să zic, Ava, ambele arată bine! M-am hotărât, e egalitate! Super! Am câștigat! Adică am câștigat amândouă! Hai, noroc! Mor de foame! Ah, știu! Următoarea provocare implică un burger! Mâncarea mea preferată! Hai să trecem la treabă! De ce n-am primit ingrediente pentru umplutură? E doar o chiflă! Wow! Asta da provocare! Trebuie să dau un telefon! Alo? Pe cine sună? Cât mai repede! Mersi! Pot să fac și eu asta! Telefonul meu! Nu plec niciodată de acasă fără el! What? Alo? Ah, stai puțin! Alo? Ce tragic! Unde o fi comanda? Ah, în sfârșit! Ahem. Ah, corect! Poftim! Oh, ce bine arată! Serios? Ia-i pe toți! Nu-mi termin niciodată treaba! Ah, da, provocarea! Ia să vedem ce-am primit! Miroase bine! Ia uite, un burger perfect! Și livrat la timp! E mult mai rapid așa decât să-l fac singură! O să fie greu să fac ceva mai interesant! Ce pot face? Au ajuns în teribile! Stai, ce salea? Asta e pentru tine! L-ai plătit cu o sticlă de lapte? Poți face asta? Ce de bunătăți! N-am nevoie de asta și nici de asta! Hei, ai grijă! Oprește-te! Ah, perfect! O să pun o frunză de salată peste chiflă. O să fac mai multe straturi de ingrediente. Lipsește carnea, dar arată bine. Wow, arată delicios! Arată bine, nu-i așa? Da, dar eu am un burger adevărat. Mingea e în terenul tău, David. Trebuie să aleg? I-aș mânca pe amândoi. Ce greu e. Nu știu ce să zic. Scuze, Dina, cred că Ava câștigă runda asta. Serios? Wow, mersi! Felicitări! Nu-mi vine să cred! Pot să încep eu? Wow, am primit și eu una! N-am văzut niciodată o acadea așa mare! Ce tare! Ok, învârte roata! Bine! Hei, ce e aia? Nu văd nimic! Ah, roata s-a oprit pe ciocolată! Wow, ce norocoasă ești! Poftim! Wow, abia aștept să o gust! Îmi place mult ciocolata! Te invitiez, sincer! E toppingul perfect! Ha, o să mă murdăresc garantat! E rândul meu să învârt roata! Dă-i drumul! Sper să se oprească pe ceva bun! Oh, nu! Ah, muștar! Mă bucur că nu sunt în locul tău! Poftim! Nu-mi place jocul ăsta! Hai, dă-i drumul! Chiar trebuie? Înmoaie-o bine! Nu vreau deloc să gust asta! Ia o gură! Ok! E îngrozitor! Ce amuzant! Învârte roata mai bine! N-am pretenții atâta timp cât nu se oprește pe muștar! Oh, nu! M-am grăbit! Ce apă! Ah, e timpul pentru răzbunare! Poftim! Ce de ceapă? Poate dacă mă prefac că sunt bombonele colorate? O să miroasă îngrozitor gura! Așa, așa! Poftă bună! Ce gustare! De ce facem asta? E rândul tău! Ok, de data asta va fi bine! Și s-a oprit pe... kiwi? Nu, pe zele moi! Dar am crezut? Cum ai reușit? Poftim bezelele moi! Super! Așa mai vii de acasă, s-ar putea ca acum muștarul să aibă un gust mai bun! Arată bine, nu crezi? Sunt cam ciudate la gust! Da, eram sigură că nu o să fie prea bune! Oh, mersi! Merităm ceva bun! Hai, grăbește-te! Perfecțiunea necesită timp! M-am plictisit!
scuze! Hai să începem! Oh, suntem la egalitate! Da! Am câștigat! Wow, ce de bomboane! Super! Sunt foarte bune! Ok, e rândul meu! Da! Și eu am primit bomboane! O să le gust! Stai! Am o idee mai bună! O să împrumut ăsta puțin, ca să topesc bomboanele! Oh, ce bine miros! Te cred pe cuvânt! N-am terminat încă! Am nevoie de pensula asta de machiaj! Fii atentă! O să-mi pictez ceva pe mână! Drăguț, nu-i așa? Da! O să mai fac ceva? O să-mi iau uscătorul apoi! Vreau să încerc și eu metoda asta! Arată interesant! Cred că e suficient! Am nevoie de o pensulă! N-am terminat încă, scuze! O să-mi folosesc degetul atunci! E la fel de eficient! Nu știu ce să zic! Hei, măcar încerc! Așa deci! Nu cumva să faci asta! Ha! Vreau să văd de ce ești în stare! Oprește-te! Tu ai început! Scuze, suntem iar prietene? Sigur, și mie îmi pare rău! Vrei să-mi folosești pensula? Da, degetul nu e bun! Ok, nu te mișca! Mă gâdil! Gata, ce părere ai? E super! Hai să ridicăm fiecare capacul celelalte! Abia aștept! Oh, ce clătită ciudată! Ia să vedem tu ce ai primit! O clătită roz! Hai să adăugăm diverse toppinguri! Eu aleg crema de ciocolată! E preferata mea! Eu vreau niște frișcă! Ce bine arată! E cea mai bună! Aș putea mânca tot timpul așa ceva! Încep, uite a ta! O tonă de frișcă! Ajunge! O să gust și eu puțină! Îmi place runda asta? Da, e ca un răsfăț! Ok, ce urmează? Ce spui de niște bomboane de ciocolată? Dentistul meu ar fi negru de supărare, dar nu-mi pasă! Eu cred că o să presar niște jeleuri peste clătita mea! O să adauge și un plus de culoare! Arată bine! Vreau și asta! Oh, aș putea să o mănânc pe toată chiar acum! Fii tare, Madison! Wow, o să fie super! Oh, vată de zahăr! Ce tare! O să fie delicioasă peste clătita mea! Parcă ar fi un norișor pufos! Vrei să guști? Ce urmează? Popcorn! Super alegere! Asta e cea mai bună rundă de până acum! Poftim! Pentru tine! Nu, mersi! Oh, biscuiți! Bună idee! Ai nevoie de ajutor? Nu, mă descurc! Îmi lasă gura apă! O să-i aranjez de jur împrejur! Abia aștept să o mănânc! Eu o să pun și niște bezele moi! Crezi că am pus prea multe? O să adaug și niște jeleuri cu gust de lemn dulce! Nu prea mai am loc! Dar sigur încap și astea undeva? Ok, e rândul tău! Am bomboanele astea colorate! Bomboanele argintii vor contrasta cu restul ingredientelor! Clătita mea e cam întunecată! Niciodată nu poți avea prea multă frișcă? Serios? Eu o să pun și mai multe bomboane colorate! Cred că am terminat! Wow, arată extraordinar! Ce părere aveți? Acum urmează partea distractivă! Mâncatul! Presimt că va fi greu! O să tai pe-a mea ca pe pizza! Eu mănânc așa! Pare mai simplu de mâncat așa? E delicioasă! Mai vreau! Hai să ne hotărâm cine ridică prima capacul! Stai mai încet! Mă las pe gubașă! Încep eu prima! Un bol uriaș plin cu tăiței roz! Wow! Îmi plac mult tăiței! Așa e! Mereu am la mine niște bețișoare chinezești! Oare ce gustau? Ce bine arată! Ia să văd eu ce-am primit! Cred că e o greșeală! Asta-i tot? Nu e corect? Adică, serios? O să folosesc mini bețișoarele astea! Dacă spui tu! Trebuie să mă concentrez! Dar nu renunț! Chiar vrei să le folosești? Am reușit! Bravo! Sunt bun! E chiar ușor să folosești astea! Vezi?
Ce aproape am fost! Ai terminat deja? Ți-am spus că-mi plac tăiței! Wow, sunt impresionată! Dar cred că ai o problemă! Aș mai mânca un bol! Știu, o să-l răsucesc în jurul bețișorului! Molly, nu e bine deloc! Ce mă fac? Ah, știu! Îmi pot folosi agrafa pentru a sparge balonul! Ups, n-a mers conform planului! Hei, mi-a fost dor de tine! Oh, facem smoothie-uri! Smoothie-uri din dulciuri! O să încep cu un suc! O alegere perfectă! Hei, trebuie să-l torn în blender! O să-l torn pe tot! Cred că ajunge! Ok, e rândul meu! Uite ce am aici! O să arate super! Toarnă-l înăuntru! Wow, suc roz! Ce diferit arată! Ce urmează? Sirop de ciocolată! Oh, o să-l strâng bine de tot! Cum e? Miroase delicios! Eu am o pungă mare de bezele moi! Clar o să le adaug și pe ele! O să iasă un smoothie lipicios! Stai puțin! Mersi! Cu plăcere! Ce zici de niște chipsuri? O să-i dea un gust ușor condimentat! E ceva diferit, dar sunt dispusă să încerc! Oh, mersi! Ok, e rândul tău! Înghețată! Ah, aș mânca-o pe toată chiar acum! Dar trebuie să o pun în blender! O să pun o lingură mare! Mai pune? Nu te zgârci! Ok, m-ai convins! Da! Așa mai vii de acasă! Trebuie să cumpărăm și noi niște înghețată din asta! Cred că o să adaug și un baton de ciocolată! Ah, neapărat! E delicios! Dar mai întâi o să-l rup în bucăți! Ce de caramel! Eu am bomboane colorate! O să beau un curcubeu la final! Mă ajuți puțin? Dă-mi încoace! Hei, am reușit! Mulțumesc mult! În blender cu voi, o să torn toată punga! Oh, arată super! O să pun și niște geleuri cu aromă de lemn dulce și o mână de geleuri! Wow, ce mult ai pus! Hai, e rândul tău! Sunt gata! Ups, mi-au căzut câteva! Cred că am terminat! Hai să le amestecăm! Stai, vreau niște bomboane! Și eu! Suntem gata! Să nu uităm de capace! Ca să nu facem mizerie, n-am de gând să fac curățenie! Oare ce gust vor avea? Nu putem afla decât într-un singur mod! Prinde-l bine! Aliniază semnele astea! Ah, gata! Suntem gata! Dă-i drumul! Wow, ce zgomot face! Ai spus ceva? Cum arată? Perfect! Abia aștept să-l gust! Nu-l vărsa! Hai să dăm astea la o parte! Ai un pahar? Noroc! Ha, abia aștept să-l beau! Ups, era să provoc un dezastru! Parcă ar fi cafea! Ah, smoothie-ul meu nu e prea omogenizat! Nu prea! Are gust bun, dar îi mai trebuie ceva! O porție generoasă de frișcă! Ca să semene cu un milkshake! Arată super, nu-i așa? O să-i pun și eu niște frișcă deasupra! Cred că smoothie-ul meu va fi delicios! Conține numai ingrediente care îmi plac! Avem nevoie doar de niște paie! Ia să vedem! Cred că am o nouă băutură preferată! Wow! Madison e extraordinară! Hai să vedem! Un suc! Și eu am primit un suc! Aveam nevoie de o pauză după atâtea dulciuri! Wow, ia uite! Trandafiri! Ce tare! Îmi plac mult florile! Ia să-mi deschid și eu doza de suc! Sper să primesc și eu niște flori! E delicios! Ce grețos! Dar amuzant! Nu-i adevărat! Nu e corect! Ce bun e! Am o idee! Uite ce am eu aici! Oh, o pălărie roz! Ce elegantă e! Sper să funcționeze! O să-mi stea super cu ea! Hei! Eram sigură că n-am făcut degeaba lecțiile alea de magie! Hei, nu e corect! Madison, oprește-te! Ai dreptate, e chiar bun!
Madison? Da? Ce e? Am mustață! Vai! Așa o să te înveți minte! Am nevoie de o lamă de ras! Îți stă bine cu ea? Îl poți ridica tu prima! Hm? Wow! Am primit fructul dragonului! Wow! Tu ce ai primit? Și eu am primit fructul dragonului! Ce tare! Uite, am și o pensetă! Chiar trebuia să-mi pensez sprâncenele! Ce faci? Vreau să arăt bine! Serios? Stop! Nu! Aia e pentru fructe! Ah, corect! 3, 2, 1, start! Nu o să fie deloc ușor! O să dureze ceva timp? Sau nu? Mă pricep de minune la asta! Nu trebuie să termin înaintea mea! Ce de semințe are! Îți dai seama că ne-am luat la întrecere, da? Bine, o să mă mișc mai încet! Nu vreau să o fac de rușine pe Molly! Ups, mi-a scăpat penseta! Grăbește-te! Am găsit-o! Acum pot scoate semințele astea enervante! Serios, Molly? Oh, nu! Iar mi-a scăpat penseta! Nu te pricep deloc la asta! Da, ai dreptate! Fiu, mai am de scos una singură! Suntem la egalitate! Ah, hai să facem schimb! Ce idee bună! Poftim! Mersi! Ia asta! Pentru mine? Ce drăguț din partea ta! Orice pentru prietena mea! Cred că merităm ceva bun! Sigur o să-mi placă? Bine că nu e tot ceva dulce! Trebuie să mă duc la sală după provocarea asta! Mmm, e extraordinar! Ai dreptate! Mai vreau! Super! Credeți că puteți găti așa ceva? Nu e rău deloc! Nu cred! Sunt mai tânăr, deci eu încep! Mersi, bunica! Ce porumb perfect! Ah, poftă bună, scumpule! Sigur e zemos! N-am nevoie de mănuși! Chiar știi ce faci? Da, oare am curaj? La atac! Ia să mai vedem o dată faza asta! Perfect! Cea mai frumoasă bucată de porumb din lume! Situația se încinge! Îmi place porumbul copt foarte bine! Oh, da, e perfect copt! Voilà! Și acum urmează ultimul pas, care e foarte important! Două suporturi pentru a ține porumbul! Voilà! Și doar un strop de ceva dulce! Nu trebuie să torn prea mult! Am nevoie doar de puțin sirop! Arată absolut delicios! Stai așa puțin! Trebuie să mă ocup și eu de porumbul meu! Nu sunt sigură ce ar trebui să fac cu astea! Nici măcar nu cred că sunt comestibile! Sau poate că trebuie să-mi folosesc ingeniozitatea! O să trasez niște rânduri care să semene cu cele de porumb! Important e să faci modelul corect! Acum că am făcut liniile orizontale, trebuie să trec la cele verticale! Încă una! Acum o să le strâng bine! Și o să scot frigăruile! Voilà! Bucata asta trebuie întinsă mai întâi, evident! Apoi o să o pun aici și o să așez porumbul galben mai jos! O să așez cu atenție lutul polimeric aici! Și o să-l apăs cu degetele! Gata! Nu-i așa că arată superb? Ne-am descurcat bine, nu-i așa? Îmi place mult porumbul! Oare am chef de ceva dulce? Mmm, nu e rău deloc! Parcă aș mânca desert la cină! Dar și ăsta arată bine! Oh, e normal să se întâmple așa ceva? Ce grețos! Nu, nu-mi place! Jared, ai câștigat! Știu! Poate data viitoare, bunico! Ce urmează? Niște bomboane delicioase! Oh, o să fie interesant! Preferatele mele!
geleu rulată din fructe! Poftim! Sunt super bune! Și cele roșii sunt preferatele mele! Ce naiba! Nu-i așa că arată super? Da, n-arată rău! Hai odată! Nu pot deschide ambalajul! Nu o să știu niciodată ce gust are! Of, bunico, dă-l încoace! Nu înțeleg! Te ajut eu! Wow, ce de culori! Pe asta am rezolvat-o! Acum ce să fac cu foaia asta? Oare? Ia să vedem! De ce sunt atât de mici cifrele astea? Și nici semnal nu am! Nu vrea? Am reușit! Alo? Da? Am nevoie de ajutor! Geleuri rulate din fructe, da, doamnă? Trebuie doar să-l mănânc, zici? Wow, mulțumesc pentru ajutor! Cu plăcere! Hai să facem provocarea asta mai interesantă! Acum sunt super sănătoase! Sunt ca un rep cu legume! Wow, aș putea să mănânc 100 de geleuri din astea! Nu, e clar, îmi pierd mințile! Mai am una singură! Super! Oh, da! Aha! De ce nu m-am gândit la asta până acum? O bucată de sushi într-un wrap! Delicios! Parcă ar fi o bomboană! Nu miroase bine deloc! Înghețată? Cui nu-i place înghețata? O lingură mare e suficientă! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Apoi o să pliez așa! O să pliez și marginile exterioare! Ah, nu-i așa că arată minunat? Parcă ar fi un ravioli? Cred că am terminat! Bunico? Oh, nu! Le-am mâncat pe toate! Arată delicios! Dar de ce o farfurie e goală? Ce s-a întâmplat? Vai de mine! Nu mă supăr! Bine, măcar că am ceva bun de mâncat! Ce bine arată! E extraordinară! Jared, ai câștigat runda asta! Yuhu! Eram sigur că o să-i placă! În regulă, hai să facem niște popcorn, ce ziceți? Mult noroc! Popcorn? Se pare că al meu e gata făcut! Aici n-a pocnit niciun bob! Dar boabele astea arată foarte bine! Asta e! Asta e gustarea mea preferată! Stai puțin! Arată bine! Cred că-l pot face și mai bun! Da! E timpul să-i dau și mai multă aromă! Niște sare fix ce-mi trebuie! Nu trebuie să pun prea multă! Perfect! Ok, încă un strop! Gata! Jared, ce de sare! E foarte bună? Nu! Ok! Vreau să plouă cu sare! Ok, o să creez o capodoperă culinară! Știu! Nimeni nu gătește la fel de bine ca bunica! Și eu vreau să fac niște popcorn dulce! Am nevoie de câteva accesorii! Și trebuie să pornesc focul! Am nevoie de un ingredient secret! Bun, acum urmează partea cea mai importantă! Distracție plăcută în tigaie! Era să uit! Avem nevoie și de un strop de apă! Perfect! Acum urmează magia! Încep să se încingă! Ce sunet drăguț! Parcă ar dansa în tigaie! Și ciocolata s-a topit complet! Ce bine arată! E pur și simplu delicios! Am o idee! Ce bine arată! Oh, da! O să vedem ce o să prefere!
Fii atentă! Abia aștept! Care-i faza cu ăsta? Ok! Câh, e doar sare! Ok, ăsta arată mai promițător! Felicitări, bunica! Nu cred! Chiar am câștigat! E timpul să trecem la ceva mai sănătos! Trebuie să faceți ceva din mere! Sună simplu! Te rog, doamnele plinele! Ce drăguț ești! Ok, ia să vedem! Da, am primit mere! Cam plictisitor, nu? Ce să fac cu ele? O să văd și eu ce-am primit! Wow, nu văd niciun măr! E moale? Ce ciudat! Și acum ce fac? Stai, am o idee! Putem face schimb? Sigur că da! Da, da, da! Mere peste alte mere! O să fie distractiv! Știu! Mai întâi trebuie să întind aluatul! Da! Facem progrese! Așa! O să mai tai câteva! Acum lucrurile devin interesante! Avem nevoie de bile perfecte, vezi? I-am dat forma finală! Și nu trebuie să uit de găurica asta, evident! Și acum? Am nevoie de o culoare intensă, vezi? Are gust amar! Acum arată ca niște mere! Nu-i așa că sunt frumoase? Mă întorc imediat! Am nevoie de puțină căldură! Ia uite cum cresc! Par a fi gata! Merele mele par mai reale ca ale tale! Ia uite! Dar ai grijă, sunt fierbinți! Prezentarea e cea mai importantă, să știi! Așa! Au încăput perfect! Superb! Se pare că ni s-a terminat timpul! Wow! Hop! Hai să vedem ce-i place! Super! E mușcat deja de cineva? Hey! Ce grețos! Nu, mersi! Pe de altă parte, astea... sunt pline cu aluat pufos! E genial! Ai câștigat, bunico? Hai, nu plânge! După tine! Iu, un gândac! Strivește-l, Jared! Ești nebună? Pare diabolic! Trebuie să fac eu totul! Ia de aici! Ce rapid e! Nu-ți face griji, îl prind eu! Într-un final... Oh, nu! E pe mine! Mi-e frică, Gina! Ce să fac? Stai nemișcat! Vine! Nu! L-ai prins? Nu a fost frumos ce-ai făcut, Gina? Ups! Îl prind data viitoare! O să dau ăsta la o parte! Wow! Privește! E atât de magic! O să-l ating! Auci! Stai! O să folosesc pantoful! Îmi place cum gândești! Să vedem ce se întâmplă! Fii atent, Jared! Stai puțin! N-ar trebui să primesc eu lucrurile negre? Dă-mi-l mie! Nu prea cred! Căutam o nouă pereche de pantofi negri! Iar ăștia sunt perfecți! Oh, am o idee! Sper să funcționeze! Probabil trebuia să-mi spăl picioarele! Miroase a brânză puțită! Nu-i chiar așa de rău! Voi folosi farfuria lui Jared! Am nevoie de o pereche! Wow, uimitor! Arată foarte bine! Sunt atât de fericită! Pe care să-l probez mai întâi? E o decizie dificilă! O să-l aleg pe... ăsta! Bună alegere! Delicios! Wow, e delicios! Capul meu! Stai, Gina! Ce-ai făcut? Îți mănânci pantofii? Mie-mi sună bine!
Fiu, mă bucur că nu e din piele. Ar fi putut fi jenant. N-aș fi crezut că voi fi un tip care preferă tocurile. Există o primă dată pentru orice. M-aș putea obișnui cu asta. E mai bine decât să cumperi pantofi. Nu pot vorbi, mănânc. Mă întreb ce e de data asta. Wow, nu așa de repede. Eu sunt primul. Wow, e un glob ocular uriaș. E cam înfiorător. E mare cât capul meu. Pun pariu că poate vedea totul. Hei, Gina, se uită la tine. E mereu cu ochii pe tine. Nu, no, glumesc doar. Bine, e rândul meu. Să vedem. Ha? Un glob ocular micuț. Am nevoie de o privire mai atentă. Pot folosi această lupă. Hei, e nepoliticos să te holbezi. Wow, e imens. Ok, asta e ciudat. Stai, ce? Ce se întâmplă? Am de gând să-l mănânc. Ce tot fac? Am o idee mai bună. O să încerc să-l deschid. Nu merge așa. Va trebui să mă gândesc la altceva. Știu! E prea greu de ridicat. Trebuie să te antrenezi mai mult. Vezi? Toate orele petrecute la sală dau roade. Oricine poate face asta. Wow, e atât de puternică. Trebuie să-ți știu secretele. Jared, ochiul tău. Eu? Ochiul meu? Întoarce-te aici. Am un presentiment rău în legătură cu asta. Unde se duce? A scăpat de sub control. Unde se duce? Se apropie. Adăpostește-te. Poate ajunge oriunde. Ține-mă în brațe, Gina. Salvează-te. Cred că s-a terminat. Hei, s-au întors. N-a fost așa de rău. Să mâncăm. Voi folosi un cuțit și o furculiță de data asta. Voi tăia o felie. E atât de moale. Dar arată bine. Wow, spune-mi ce gust are. Urează-mi baftă. Să vedem. E uimitor. Serios? Vreau să gust și eu. Încep. Oh, da, ce bun e. Cine ar fi crezut că ochii pot avea un gust așa bun? Nu mă pot opri din mâncat. E delicios. Gata? 1, 2, 3. Hai! Nu mă așteptam la asta, dar nu mă plâng. Uită-te la chestia asta. E la îndemână, nu? Te-ai prins? Se tot clatină. Vreau să gust. Arată prea bine. Wow, stai așa. Hai să jucăm piatră, hârtie, foarfecă. Chiar trebuie. Haide, va fi distractiv. O să aleg piatra. Am câștigat. A fost prea ușor. Eu mănânc primul. O să mă bucur de asta. E atât de moale. Îmi place mult. Voi gusta degetul mic în continuare. E la fel de bun. Nu mai aștept. E scârbos. Nu-mi place. Lui Jared pare să-i placă. E așa bun. Nimic nu poate strica acest moment. Sunt în raiul jeleurilor. Asta crede el. Aici. Hei, amice. Ha? E cineva acolo? Ce ciudat. E timpul să facem schimbarea. Nu văd pe nimeni. Stai o secundă. S-a întâmplat ceva? Nu, cred că nu. Am crezut că mâna mea arată diferit. Nu mi-amintesc să fi fost atât de neagră. Dar tot are gust bun. Fiu, a căzut în plasă. O să-l încep pe ăsta. Blea, e la fel de oribil. Cum poți mânca așa ceva? Ce e în neregulă cu tine? Vrei să gusti? Oh, da, viața e destul de dulce. Toată mâncarea asta mă obosește. Oh, aia e cafea? Pot să iau o înghițitură? Nu, e mea. Oh, ești rea. Bine, hai să deschidem astea. Bună idee. Wow, ăsta e un ananas care arată ciudat. Ce cool. N-am mai văzut așa ceva. Mă întreb ce gust are. Chestia asta mă dă pe spate. Un ananas albastru? La ce se vor gândi în continuare? Fermierii ăia nebuni. Ups, ananasul meu. Uh-oh. Scuze pentru asta, Gina. Cafeaua mea. Stai așa, știu ce trebuie să fac. Am paharele astea.
Ha? Oh, am înțeles! O să le aliniez! Vreau să fac o piramidă! E perfectă, Jared! Dă-i drumul! Ok, trebuie să mă concentrez! Uite-l că vine! Le-am nimerit! Oh, aproape! A fost totuși destul de bine! E rândul meu! O să folosesc suc! Popicele sunt pregătite! Hai, hai, hai! Woohoo! Exact la țintă! Ai văzut asta? A fost minunat! Vreau să fac din nou! Am o idee mai bună! Să folosim tuburi de chipsuri! Durmezi! Simt presiunea! Pot să fac asta! Gina! Gina! 1, 2, 3, start! Arată bine! Le-am dărâmat! Te pricep, Gina! Hei, ia-ți ananasul! Trebuie să sărbătorim! Ha? Ce s-a întâmplat? Uite, Gina! Wow, nu-mi vine să cred! Visez, oare? Inele de ananas! Woohoo! Să le încercăm! Par atât de suculente! Gust eu prima! Să o facem! Mmm, delicios! Trebuie să le încerci! Așa am de gând! Niam, niam! Voi alege aroma dublă! Wow! N-am gustat ceva mai bun de atât! Mai vreau! Mai vreau, îți spun eu! Nimic nu mă poate opri! Șt, strici momentul! Nu mă pot abține! Ce frumos e afară! Ce e asta? Poftim! Hm? Wow! Hei, acum am două mere! Ce se întâmplă acolo? Nu contează, o să parchez aici! Păcat că nu există valet! Stai, ce? Fata asta poartă haine care erau la modă sezonul trecut! Ai găsit o cutie magică? Aș mai vrea câteva batoane cu ciocolată! Ok! De ce nu iese nimic din ea? E cineva acasă? Ugh! Ah, sărăcuța, nu i-a ieșit planul! Wow! Vai de mine! Ce multe sunt! Hmm? Nu cred! Super! Oh, astea sunt ale mele! Nu cred! Dă-le încoace imediat! Mă scuzați, fetelor! Poftim? O provocare culinară? Ups! Unde suntem? Să înceapă provocarea! Prima rundă e cu ciocolată! Și ce trebuie să fac cu toate astea? Nu înțeleg! Oh, arată delicios! Știu pe cine să sun! Ahem. Pot să mă ajuți imediat? Mm, evident! Evident! Mersi! Bine că s-a rezolvat! Poftim, poți să le iei tu! Serios? Ce zi genială! De două ori mai multă ciocolată, de două ori mai multă distracție! Ah, a ajuns! Mersi! Ce mai vai ăla? N-ai mai văzut bomboane până acum? Perfect! O bomboană, te rog! De ce nu iese nimic? Ce prostie! Îmi permit destule bomboane dacă vreau! Ah, am numai bancnote! Ce naiba? Plouă cu bani? Am nevoie de monede, oameni buni! Ce-am găsit al meu să fie? Oh, n-am nici măcar o singură monedă! Ce faci acolo? Am nebunit cumva? N-ai mai văzut bani până acum? Ah, ups! O să dau și eu un telefon! Poftim? Da, știu, e un telefon vechi! Asta o să funcționeze mult mai bine! Hei! Da, domnul? Adică, oh, da, vai, scumpule! Ne auzim mai târziu! Ajunge imediat! Uh-huh. Sunt sigură! Am o comandă pentru domnișoara Naomi! Bună! Bună! Toate astea, te rog! Hmm? Ah, sigur! Ăștia sunt suficienți? Ia să vedem! Foarte bine, domnișoară! Mai întâi o să topesc ciocolata! Apoi o să pregătesc un balon dezumflat, pe care o să-l umplu cu ciocolată! O să-l leg bine de tot! Apoi o să-l prind de o bucată de scoci. O să apăs deasupra o lingură de înghețată și o să prind scociul de jur împrejur, la congelator. Și după ce s-a întărit, obținem un bol de ciocolată perfect. După ce dăm balonul la o parte, evident,
Adaugă în el ce vrei. Niște zmeuri ar fi perfectă. Și multă frișcă. Voilà! Poate fi mâncat. Foarte bine! Zi frumoasă! Stai! Da? Pot să-mi faci mie unul? Nu mai am nimic în portofel. Ah, ce nesimțire! Nu e corect! Așa-i trebuie. Ia să vedem. Ah, pe cine încerc să păcălesc? Așa. E absolut divin. Primim amândouă un punct? Hei, sună bine? Da, dacă spui tu. Stai puțin. Am ceva pe scaun. Ah, am uitat cam asta. Ai avut o monedă și n-ai spus nimic? Incredibil! Cine câștigă începe? Piatră, hârtie, forfecă! Forfeca ta e hârtia! Wow, ce de ouă proaspete! Ok, care-i faza? Ce plictisitor! Sau poate îl pot suna pe băiatul cu gadgeturi? Se ocupă el de astea în locul meu, dacă spui tu? Wow, ce e? Bună ziua! Wow! Am simțit că aveți nevoie de mine. Aici găsiți toate răspunsurile. Ah, da! Ce e? Vreți să vă uitați înăuntru? Incredibil! Ce de dispozitive și ghețeturi! Nu! Aveți răbdare? Sigur că da! Poftim! Mulțumesc foarte mult! Acum pot să-l iau? Ce solid e! Mulțumesc! Acum mă pot distra puțin. Ce e aia? O tigaie? Naomi? Naomi? Ce e? Hai să facem schimb! Ești sigură? Ok, poftim! Așa mai vii de acasă? O să iau oul? Stai, ce trebuie să fac mai departe? N-am mai gătit niciodată un ou? Ha! Cred că e bine! Și? Stai! Că fac progrese. Poc! Încă unul. Boom! Ne vedem în curând, micuțelor. Sigur am ceva util pe aici. Ia să vedem. O roșie? Nu cred. Ăsta? Câh, ce grețos! Hai, trebuie să găsesc ceva util. Ha! Nu. De fapt, ar putea fi ce trebuie. Trebuie doar să o încing bine de tot. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Am nevoie de căldură. Și poc! Wow! Oul se sparge perfect! Ce dispozitiv genial! Și se gătesc uniform! Acum le pot pune pe farfurie. Voilà! Superb, nu-i așa? Arată bine, dar ale mele arată și mai bine. Ce naiba s-a întâmplat aici? Aoleu, nu înțeleg! Hei, se vede clar cine e câștigătoarea! Le ridicăm! Biscuiți! Cine n-ar vrea o farfurie cu biscuiți? Da, cred că e de bine! Lapte! Poți să-l iei tu! Insist! Nu, ia-l tu! Ba tu! Hai! Nu! Ok, bine, mulțumesc! Stai! Serios? Voiam doar să fiu politicoasă! Dă-mi imediat paharul! Nu, e al meu! Îl merit mai mult decât tine? Nu! Uite ce-ai făcut! Nu e problema mea! Acum nu-i mai pot mânca! S-au înmuiat complet! Stai! Știu ce pot face! Pune doi biscuiți într-o cană! Apoi toarnă deasupra niște lapte, după ce îi pasez cu o furculiță. Adaugă câteva linguri de făină și niște cacao. Amestecă totul foarte bine. Când arată așa... E timpul pentru cuptorul cu microunde. Bagă cana înăuntru fără capac. 10 minute vor fi suficiente. Gata! Uite! Am făcut o singură brioșă cu ciocolată! Wow!
Cum aș putea concura cu așa ceva? Eu am doar niște biscuiți simpli. Trebuie să-mi vină o idee. Am 5 bucăți. Știu! Comportă-te normal! O să încep cu o bază de tartă și niște cremă de ciocolată. O întind în mod egal. Delicios! După aceea o să așez deasupra biscuiții și niște ciocolată albă. Să nu uite bombonelele colorate. În cazul ăsta, multe bombonele colorate. Am terminat! Ce bun a fost! Tu ai făcut asta? Arată extraordinar! Și o să fie și mai bună la gust! Vreau o felie mare de tot! Serios, s-a terminat deja? Nasol moment! Eu abia încep! Bon appetit! Ești bine, Naomi? Te-ai supărat? Bine, ia o felie de la mine! De fapt, îți dau doar o guriță! Super! Ok! Poftim o bucățică! N-o mânca prea repede! Cum spui? Ești cea mai tare! Mulțumesc! Încerc și eu! Ah, ce bună e! M-ai impresionat, Ava? Și de data asta plăcinta câștigă runda! Da, exact! Stai! Nu vrei să le ridicăm în același timp? Ok! Gata! Zahăr! Zahăr toast delicios! Dar ce-aș putea face cu el? Trebuie să găsesc o soluție! L-aș putea amesteca puțin! Ce plictisitor! Poate dacă-l mănânc cu lingura? Nu e chiar așa rău! O steluță! Începe să capete formă! Ce drăguț! Arată super! Dar ce se întâmplă dacă le ridic? Nasol! Nu am răbdare pentru așa ceva! Am nevoie urgent de asistența cuiva! Ajutor! Gata? Vine cineva? Nu văd nimic! Nu știu ce se întâmplă! Ce-i asta? Super! Acum mă descurc! Acum sunt gata de treabă! Mai întâi adaug niște zahăr înăuntru. Apoi o să adaug niște colorant alimentar și pornesc aparatul. Se întâmplă ceva? Da! Începe să se formeze vata de zahăr. Și în curând am obținut o vată pe băți. Superb! Wow! Clar merit punctul câștigat. Și acum se pare că e egalitate. Ce supărată e! Aș putea să ți-o dau ție. O vrei tu, Naomi? Serios? Super! Cu plăcere! Nu! Stai, înmoaie în asta! Ce idee bună! Dispare imediat! Ca prin magie! Încă puțin! Și uite ce-am primit! Super, nu-i așa? Acum ne-am luat amândouă doza zilnică de zahăr! E deja dimineață! Ce somn bun! Nu ratați nicio zonă! Cu ce să mă îmbrac? Nu am prea multe variante! Wow, ia uite! Ce e chestia asta? Există un singur mod de a afla! O să o pun în bol! O lingură de aur? Cred că e o greșeală! Adică e o glumă, nu? Ce se întâmplă? Tu ce cauți aici? Se întâmplă ceva! Poftim? Sunt foarte derutată! E super! Wow! Pot să fiu eu prima? Stai! Vreau să fiu eu prima! Pot să iei tu asta! E strălucitoare! Să vedem ce-am primit! E dezamăgitor! E doar o chiflă obișnuită! Monedă de aur! Ce dor mi-a fost de tine! Am plătit o monedă de aur pentru asta, dar mi-a venit o idee! Era mea!
Am mai multă nevoie ca tine. O să rad moneda peste chiflă. Îi confer o glazură minunată de aur. Arată bine! Serios? N-am cerut o garnitură de muci? Ups! Scuze! Îmi pare rău! Cât de jenant! E distrus! Stai puțin! Știu ce să fac! Mai întâi trebuie să scriu o scrisoare! Cui scrii? E o scrisoare de dragoste? Acum trebuie să o expediez! Ce scrie? O să trimit prin poșta aeriană! Și s-a dus! Ok, presupun că trebuie să mă uit și eu! Wow! Uite ce de ingrediente! Ce multe sunt! Trebuie să fac eu burgerul? Arată bine! În fine, o să încerc! Nu sunt cea mai pricepută bucătăreasă! De obicei am oameni care fac asta pentru mine! Să începem! E mai dificil decât pare, dar măcar o fac! Oh? Ce e? Mă ocup! Trebuie să fiu rapid! Mă urmărește poliția! Ce-i face acelui castravete? Ce serviciu bun! E util ăsta! Dar mai am nevoie de ajutor! Bună! Ne-ai chemat? Vreau să faceți așa ceva! Mi se pare corect! E bine să ai mereu pe altcineva care să facă munca grea! Ce faci? Stai așa! Ai niște omuleți care lucrează pentru tine? O nouă zi, un nou bănuț! Știi că trebuie să faci tu burgerul? Pare prea dificil! Nu e corect! Stai puțin, mi-a venit o idee! Ai venit! Ce mai faci, micuțele? Am nevoie de ajutorul tău! Trebuie să fac așa ceva! Crezi că te descurci? Măgâtilă! Ok, fă-ți treaba! Wow, te pricepi! Să începem! Wow, arată mult mai bine! Se pare că am un talent născut! Poftim! Cred că m-a exersat! E o muncă grea! O să dorm bine la noapte! Arată bine! Și încă n-ai văzut nimic! Ce urmează? Ah, roșia! O să fie ușor! A fost impresionant! Acum trebuie să o carbonizăm! Pot să folosesc lampa asta! O să-i dau o culoare frumoasă! Ce bine miroase! Aș putea să o mănânc chiar acum, dar trebuie să mă abțin! Roșia va fi chifla mea! Cred că ajunge! Acum trebuie să asamblez burgerul! O să încep cu salata! Apoi o să adaug brânza! Să nu-i de castravete! Cealaltă felie de roșie poate să vină deasupra! Gata! Arată delicios! Ce mai face Jasmine? Wow, ce treabă grozavă! Mulțumesc, apreciez! Wow, un burger din aur! Moneda asta e pentru voi, o meritați! Auci! Dinții mei! Cred că a fost o greșeală! De ce nu m-am gândit la asta? O, mai puțin și eu asta! Gustă burgerul meu! Serios? Ce drăguț! Știu! Eu o să mănânc niște castravete în schimb! Hai să facem împreună! Start! Oh, a luat pentru clătite? Wow! O să iasă ceva delicios! Și eu am primit o pungă de făină! Ce mai așteptăm? Am nevoie de niște lapte! Trebuie să ai lapte? Da, normal! Eu o să folosesc apă! Sigur vor fi la fel de gustoase! Sunt o rebelă! Amintește-mi să nu le mănânc pe ale tale! O să am nevoie și de ouă! Ah, da! Stai să văd ce am! Un ou proaspăt! Opa! Am vrut să se întâmple asta! Și am nevoie de un bol în care să amestec totul! De parcă ar fi ceva special! Eu... N-am nimic! Ah, cui trebuie un bol? O să facem mizerie! Mă apuc de treabă! Nu-mi vine să cred că sunt invidioasă pe un bol! Stai! Poate că totuși reușesc să fac clătite! O să folosesc punga! O să sparg oul în ea, apoi torn apa! Acum pot să sigilez! Și să o agit! La ce mă uit? Eu o să folosesc un tel! Așa o să devină aerate și pufoase! E distractiv! Mă bucur că nu sunt eu în situația aia! E timpul pentru ingredientul meu secret! O să adaug câteva picături de colorant alimentar! Cred că am pus destul! Acum amestec tot! O să arate incredibil! Ce zici? E ok! Dacă-ți place așa ceva,
O să torn niște mici picături. Clătitele astea o să fie atât de drăguțe. Trebuie să fiu rapidă. Nu vreau să se ardă. E timpul să le întorc. Ce multe sunt! Dar arată bine. Oh, așa deci. O să folosesc sticla asta. E mai ușor de manevrat. O să fac o clătită în formă de inimă. Acum o să umplu. Culoarea arată grozav. E atât de roșie. Aproape am terminat. Acum aștept să se gătească. Pot să o întorc. Wow, e perfectă. Abia aștept să o gust. Sunt sigură că e delicioasă. Un morman de clătite savuroase. Chiar arată bine. Dar și clătitele mele micuțe sunt la fel de bune. O să le pun în pahar. Gata, am terminat. Cred că e evident cine a câștigat. Hai să le gustăm. Ce bune sunt. La fel și astea. Sunt micuțe și haioase. Mai vreau. Wow, ador banii. Pe ce se cheltuiesc? Wow, ia uite, e un alt preparat. Am primit paste uscate, super! Wow, ador spaghetele. Ce să fac cu ele? Atât de multe variante. Serios? N-am mai gătit paste în viața mea. Știu, am nevoie de apa asta. Și apoi ce? Așteaptă și o să afli. O să torn apa în castron. Vreau să înmoi pastele. Încă un pic. Cred că ajunge. Ok, te las să-ți vezi de treabă. Eu am primit o cheie și o hartă. Nu mă așteptam la asta. Stai, e o harta Comorii. X marchează locul. Lucrurile au devenit mai interesante. Hei, Jasmine! Oh? Cât durează până să gătesc? Cred că o să aștept o vreme. În fine, am treabă. E timpul să plec în explorare. Cred că am tot ce-mi trebuie. Hai să găsim comoara aia. Pa! Da, sigur. Credeam că o să fie mai rapidă treaba. Sunt defecte pastele. Ce să fac? Stai puțin, Wendy a plecat. Nu mai trebuie să gătesc. Alo, vreau să plasez o comandă. E urgentă. Acuș, sosește un preparat delicios. De ce să mă mai chinui să gătesc? Vin acum! O să înapoiez bicicleta, promit! Ar fi trebuit să iau avionul. Ușurel! Cred că ăsta-i drumul bun. Dar unde e? Oh, ăla era un șef italian. Cine acolo? Poftim? Ah, bună! Mă poți ajuta? Acolo. Mersi, îmi place osul tău. Pare drăguță. Cred că ăsta-i locul. Am găsit-o! Am găsit comoara! Oare ce-o fi înăuntru? Acum e acum. Sper să nu fie o capcană. Vai! Nu pot să cred! Sunt tăieței pentru ramen! Ce frumoși sunt! Wow! Hei! Ia uite ce-am eu! Ce e chestia aia? Ia uite! Pun tăieței pentru ramen în bol! Acum am nevoie de apă clocotită! Nu pricep! Torn apa peste tăieței! Uite așa! E atât de simplu! Dar n-am terminat! Acopăr bolul cu cloșul ăsta! Și acum așteptăm! Ta-da! Tăieței minunați și moi! M-am emoționat! Dar pastele mele o să fie mai bune! E cel mai plăcut miros din lume! De ce durează atât de mult? Voilà! Pastele dumneavoastră, doamnă! E un preparat delicios cu... insecte? Am o explicație! E o glumă? Hei! Mâncarea mea e distrusă! Uită-te la ea! Ce gusturi ciudate ai la mâncare! Ce e în regulă cu tine? Nu vreau să vorbesc despre asta! Ce scârbos arată! O să ai nevoie de asta! Super! Mersi! Bon appetit! Nu sunt nerăbdătoare să fac asta! Chiar mănânci așa ceva? Un deliciu! Bleh! Sunt crocante! Urăsc pastele astea! Vrei să jucăm ceva ca să vedem cine începe? Of! Ha! Foarfecata e hârtia! Ia uite! N-am avut niciodată un microfon adevărat! Oare e pornit? Se pare că da!
Alo? 1, 2, 3! Hei! Pune-ți ăștia! Orice star pop are nevoie de o pereche! Ce idee bună, Tina! Sunteți gata de spectacol? Wow! De unde au apărut luminile astea de scenă? Și uite ce voce are Lizzie! Iată noua regina muzicii pop! Cântă, fată! Dă-i publicului ce așteaptă! Așa se face! Chiar ești o cântăreață extraordinară! Dar acum e rândul meu! Wow! Microfonul meu arată puțin diferit! Pot și eu să cânt? De ce al meu nu scoate niciun sunet? Lumea nu va ști niciodată ce voce am! Ciocolata are mereu un gust mai bun când ești tristă! Ce bine ar fi dacă și microfonul meu ar avea gust bun! Hei! Vrei să facem schimb? Acum suntem fericite amândouă! Ești gata pentru ce urmează? Uite ce simpatic e cățelușul ăsta! Oh, ce băiat cu minte! Cine e cel mai simpatic cățeluș din lume? Oare am primit și eu unul? Ah! Eu am primit unul adevărat! Uite ce năsuc ridat are! Și ce ochi înțelepți! O să te iubesc pentru totdeauna! Da, da! Stai așa! Am ținuta perfectă pentru tine! O fustă drăguță pentru o fată drăguță! Așa! Nu-i cel mai frumos lucru pe care l-ai văzut vreodată? Ce simpatică e! Vrei să ne faci o poză? Zâmbiți, vă rog! Oh, ce bine vă potriviți! Tina, trebuie neapărat să postezi pozele astea! Mersi! Arată uimitor! Ce plictisitor e cățelul meu din ciocolată! Vreau și eu unul adevărat! Ia să vedem dacă funcționează! Trebuie doar să-mi pun insistent dorința asta! Haide! Hai că poți, micuțule! Nu-i așa că vrei o sulălă? Hai, micuțule, du-te! Am spus du-te! Haide! Asta e, măcar am încercat! Are nevoie doar de puțin ajutor! Așa, așa! Și mai aproape! Ce băiat bun ești! Tina, uite! Al meu a primit un os! Da, sigur că da! Măcar al meu nu-și face nevoile pe podea! Hei, ciocolata asta e chiar bună! Și eu nu refuz niciodată ceva dulce! Ala bala portocala! Da! Asta e cumva o mască magică? Wow! Ce s-a întâmplat? Ai auzit? Sunt niște pisicuțe, vezi? Trebuie să le salvăm imediat! Nu-i bai, mă ocup eu! O să-mi folosesc noile superputeri! Deja simt puterea! Ne vedem dincolo! Acum hai să salvăm niște pisici! Yuhu! Chiar a făcut asta? Tina! Ai salvat viața pisicuței! Ce grozăvie a văzut! Am făcut doar ceea ce trebuie! Tina? Mai ești acolo? E într-o lume proprie! Revino-ți, Tina! Tina! Vino înapoi! Ce ridicol! O să trec la farfuria mea! Wow! Masca asta din ciocolată e uimitoare! Tina, uite! Alo? Tina? Pot face un singur lucru! Nu poți da niciodată greș cu o ciocolată cu lapte! Poate mirosul o va trezi la realitate! Hei, Tina!
ciocolată? Te-am adus înapoi! Bine ai revenit pe pământ! Nu ți-ar strica ceva dulce, nu-i așa? Mersi, Liz! Vezi? Ciocolata repară orice! Ești gata? Ah, scuze! Trebuie să răspund! Ce nepoliticoasă! Lizzie! Lizzie! Scuze, mă întorc imediat! Asta înseamnă că trebuie să te aștept! Moarte, zombilor! Dați muzica mai tare, petrecăreților! Cum arată cuticulele astea? Așa! Nici măcar nu e prin zonă! M-am săturat să o aștept! Ha! Ăsta nu e un rahat adevărat, nu? Ce farfurie complet dezgustătoare! Și eu ce-am primit? Ciocolata mea preferată! Și eu am primit asta? O să o învăț minte pe Lizzie! Să-i dăm drumul! Asta o să o înmoaie bine de tot! Ia să vedem! Oh, da! E gata! O să tai un colțișor, așa! Și gata! Chiar că s-a topit, ia să gust puțină! Înainte să o transform în... știți voi ce? Ce versatilă e ciocolata, nu-i așa? Cred că ajunge! Arată perfect! Cred că Lizzie se întoarce! Comportă-te normal! Îmi pare atât de rău! Nu-i bai! Hai să vedem ce avem aici! Poftim? Cineva chiar și-a făcut nevoile pe farfuria mea? Ce bine a funcționat trucul ăsta! Asta e, Lizzie! Al meu e chiar simpatic, nu crezi? Poți să-l iei tu! Ce spui? Spune că ar trebui să facem schimb! Dar de ce ai vrea să faci asta? Tina? Arată delicios, nu crezi? Bon appetit! Cred că o să mi se facă rău! Tina, nu mânca din el, te rog! Vreau să-mi bag toată fața în farfurie! E oficial! Ți-ai pierdut complet mințile? Asta o să te învețe să nu mai stai pe telefon! Începe tu, Tina! În regulă! E un turnefel în miniatură și sunt destul de sigură că e din ciocolată! Îmi lasă gura apă! Trebuie să iau o gură din el! Nu-i rău! Nu-i rău deloc! Ce bine arată! Tina, controlează-te! Parcă ai fi un animal sălbatic! E atât de cremos și delicios! Hai să văd și eu ce-am primit! Seamănă mult cu cel primit de Tina, dar nu știu dacă e din ciocolată. Ce frumos e! Oare are gust bun? E tare ca piatra! Clar e din plastic! Acum ce fac cu el? Mi-aș dori să pot vizita adevăratul turnefel! Thomas, nu trebuia! Ăsta e cel mai romantic loc din lume! Ai buzele reci! Ce puțin a durat visul ăsta! Oare o să ajung vreodată la Paris? Tina, fata asta e în stare să mănânce orice! Să înceapă provocarea! Prima rundă e cu ciocolată! Și ce trebuie să fac cu toate astea? Nu înțeleg! Oh, arată delicios! Știu pe cine să sun! Pot să mă ajuți imediat? Evident! Evident! Mersi! Bine că s-a rezolvat! Poftim, poți să le iei tu! Serios? Ce zi genială! De două ori mai multă ciocolată, de două ori mai multă distracție! Ah, a ajuns! Mersi! Ce naiba e ăla? N-ai mai văzut bomboane până acum? Perfect! O bomboană, te rog! De ce nu iese nimic? Ce prostie!
Îmi permit destule bomboane dacă vreau. Ah, am numai bancnote. Ce naiba? Plouă cu bani? Am nevoie de monede, oameni buni. Ce-am găsit al meu să fie? Oh, n-am nici măcar o singură monedă. Ce faci acolo? Am nebunit cumva? N-ai mai văzut bani până acum? Ah, ups! O să dau și eu un telefon. Poftim? Da, știu, e un telefon vechi. Ăsta o să funcționeze mult mai bine. Hei! Da, domnul? Adică, oh, da, vai, scumpule! Ne auzim mai târziu! Ajunge imediat! Sunt sigură! Am o comandă pentru domnișoara Naomi! Bună! Bună! Toate astea, te rog! Ah, sigur! Ăștia sunt suficienți? Ia să vedem! Foarte bine, domnișoară! Mai întâi o să topesc ciocolata. Apoi o să pregătesc un balon dezumflat, pe care o să-l umplu cu ciocolată. O să-l leg bine de tot. Apoi o să-l prind de o bucată de scoci. O să apăs deasupra o lingură de înghețată și o să prind scociul de jur împrejur, la congelator. Și după ce s-a întărit, obținem un bol de ciocolată perfect. După ce dăm balonul la o parte, evident, adaugă în el ce vrei. Niște zmeuri ar fi perfectă. Și multă frișcă. Voilà! Poate fi mâncat. Foarte bine! Zi frumoasă! Stai! Da? Pot să-mi faci mie unul? Nu mai am nimic în portofel. Ah, ce nesimțire! Nu e corect! Așa-i trebuie! Ia să vedem! Ah, pe cine încerc să păcălesc? Așa! Mmm, e absolut divin! Primim amândouă un punct? Hei, sună bine! Da, dacă spui tu! Mmm, stai puțin! Am ceva pe scaun! Ah, am uitat cam asta! Ai avut o monedă și n-ai spus nimic? Incredibil! Cine câștigă începe? Piatră, hârtie, farfecă! Farfeca ta e hârtia! Wow, ce de ouă proaspete! Ok, care-i faza? Ce plictisitor! Sau poate, îl pot suna pe băiatul cu gadgeturi? Se ocupă el de astea în locul meu, dacă spui tu? Wow, ce e? Bună ziua! Wow! Am simțit că aveți nevoie de mine! Aici găsiți toate răspunsurile! Ah, da! Ce e? Vreți să vă uitați înăuntru? Incredibil! Ce de dispozitive și ghiceturi! Nu! Aveți răbdare? Sigur că da! Poftim! Mulțumesc foarte mult! Acum pot să-l iau? Ce solid e! Mulțumesc! Acum mă pot distra puțin! Ce e aia? O tigaie? Naomi? Naomi? Ce e? Hai să facem schimb! Ești sigură? Ok, poftim! Așa mai vii de acasă? O să iau oul? Stai, ce trebuie să fac mai departe? N-am mai gătit niciodată un ou? Ha! Cred că e bine! Și? Stai! Ah! Cred că fac progrese! Poc! Încă unul! Boom! Ne vedem în curând, micuțelor! Sigur am ceva util pe aici! Ia să vedem! O roșie? Nu cred! Ăsta? Câh, ce grețos! Hai, trebuie să găsesc ceva util! Ha! Nu! De fapt, ar putea fi ce trebuie! Trebuie doar să o încing bine de tot! Cu cât mai multe, cu atât mai bine! Am nevoie de căldură! Și poc! Wow, oul se sparge perfect! Ce dispozitiv genial! Și se gătesc uniform! Acum le pot pune pe farfurie! Voilà! Superb, nu-i așa? Arată bine, dar ale mele arată și mai bine! Ce naiba s-a întâmplat aici? Aoleu, nu înțeleg! Hei,
se vede clar cine e câștigătoarea. O tabletă de ciocolată. E cea mai bună din lume. Ciocolată? Lasă-mă pe mine prima, că sunt mai în vârstă. Mersi, să vedem. Oh, am o cremă de ciocolată cu alune delicioasă. O să o desfac și o să o gust ca să mă asigur că e bună. Noroc că am lingura asta la mine. Cred că ajunge gura asta. Nemaipomenită. Ah, cred că pot să mă răsfăț cu un pic mai mult. Așa e bine. Oh, bunico, ce bine arată! O să văd ce-am primit și eu. Oh, o tabletă de ciocolată. Pun pariu că aș putea. Nu, nu cred. Ah, nu. Ah, tare bună. Oh, nu, s-a terminat toată crema. Am mâncat-o pe toată. Nu pot să cred că s-a terminat. Mersi mult, e exact ce-mi trebuia. Stai puțin, mi-a venit o idee grozavă. O să-l torn în borcan. Ia uite cum se umple. Așa, am pus tot laptele. Ok, trebuie să pun la loc capacul. Așa, acum o să-l aginițel. Ah, pot să și dansez așa. Pot să-mi lucrez și mușchii. Bun, e timpul să-l deschid și să văd ce avem înăuntru. Și acum trebuie să pun niște frișcă deasupra ca să arate și mai bine. Oh, ia uite ce de frișcă delicioasă. Mai trebuie, atât de savuroasă. Și gata, e perfect. Bombonele? N-ai cum să dai greș cu niște bombonele. O să presar câteva peste frișcă. Nu vreau prea multe, doar un strop. Ce e? Ah, e timpul să trag un pui de somn. Mi-a venit o idee vicleană. O să-mi scot uscătorul de păr. Și e timpul să topesc ciocolata asta. Ce moale e! Bun, stai să iau ciocolata asta și o foarfecă. O să tai colțul ăsta ca să o desfac. Ok, acum pot să torn ciocolata asta topită. Da, ia uite ce de ciocolată delicioasă. Super bună! Încă puțină și gata. Seamănă cu caca. Și acum o să schimb cu farfuria bunicii. Acum eu am preparatul bun și are chestia aia stupidă. Buni! Vai de mine! Pare ceva delicios. Am un pai. Savuros! E cea mai bună chestie! Mersi, frate mai mare! Frate mai mare? Cum adică? Eu am făcut băutura aia! Iu, ce e ăsta? E un caca? Stai! Miroase ciocolată! E ciocolată! Delicioasă! O ador! Ați câștigat amândoi! Eh, ce final fericit pentru amândoi! Acum vreau niște chipsuri crocante, delicioase! Wow, ce alegere grozavă! Sunt entuziasmat! Să vedem ce am sub cloș! Ah, ok, o lipie! Clar pot să fac ceva din ea! O să pun pe o tavă pe niște hârtie de copt și am nevoie de ulei! O să torn uleiul ăsta de măsline pe lipie! Are nevoie și de niște condimente, un pic de piper ajunge! Cred că e ok! O bag în cuptor! Hei, ce se întâmplă? Ups, m-am luat cu croșetatul meu. O să văd ce-am primit. Am un cartof crud. Ce ciudat. E timpul să-l feliez pentru chipsuri. Așa, cartoful meu e feliat și e gata să se transforme în chipsuri. Astea au dimensiunea perfectă pentru a fi băgate în prăjitor. Acum trebuie să aștept să se gătească. Ce miroase așa? Să fie fum? Simt și eu mirosul acum. Lipia mea! Du-te să o salvezi! Abia aștept să fie gata cartofii mei. Ia uite-i! Trebuie să-i prind! Ce drăguți sunt! Oh, nu! Au! Poftim, prinde! Auci! Bunico, e prea fierbinte! L-am prins cu gura! E gustos! Îmi place la nebunie, bunico! Mă bucur că-ți place! Frate, mi-am ars de tot lipia în cuptor! Iu! Bunica a câștigat! Da, chestia asta miroase dezgustător! Acum vreau niște ouă! Ouăle sunt grăsave! Bunico, lasă-mă să-mi ridic eu primul cloșul de data asta! Nu știu la ce mă așteptam, dar am primit niște ouă, evident! Bunico, poți să-mi împrumuți o tigaie? Normal, am mereu una la mine în caz de urgență! Mersi, dar acum trebuie să mă gândesc ce să fac! Am aceste trei ouă, desigur, și acum am tigaia bunicii! Trebuie să pot face ceva cu astea! Poate dacă fac ceva așa... Se gândește prea mult! O să văd ce am și eu! Doamne, se pare că și eu am trei ouă! Bun, știu ce o să fac cu ele! Am nevoie de un fierbător ca să le pun la fiert! Nu înțeleg nimic de aici!
Așa, acum am nevoie de un ceas. Și de un ciocan. E timpul să sfărâm ceasul ăsta pentru că am nevoie de ceva din el. Așa, uite un arc mic și perfect. Este exact ce căutam. Acum o să folosesc arcul ăsta pentru ouăle mele fierte tari. O să presez oul cu arcul. O să treacă direct prin ou. Și gata, mi-am tăiat ouăle în jumătăți. Acum o să tai jumătățile încă o dată pe mijloc. Așa, formele alea sunt așa haioase, le ador. O să pun niște paprika și semințe de susan ca să le fac să arate drăguț. Dar totuși, ce fac cu resturile? În sfârșit am găsit soluția. Wow, s-a spart imediat. Acum și celelalte. Da, acum îmi trebuie niște sos picant pentru următorul pas. E timpul să dau pe gât sosul ăsta iute. Da, e bun. Iute picant! Am scos niște flăcări adevărate. Dar mi s-au gătit ouăle exact cum speram. Scumpule, sunt sigură că e ok. Ura! Ouă! Preferatele mele la micul dejun! O să-l încerc testa mai întâi. Delicios! Super bun! Ura! Îi place! Ok, e timpul să gustim cealaltă porție. Mi-am luat furculița. Îmi place omleta. Hei, stai puțin! Sunt coș aici. Bunica a câștigat iar. Ouăle ei nu m-au rănit. Ce de culori! Îmi plac mult! Ai dreptate, Claire! Uite ce bine arătăm! Putem îmbrăca orice culoare vrem! Hei, Leo! Ce culori crezi că ar trebui să alegem? Hai să alegem amândoi odată! Gata? Wow! Hei! Am ales roz și argintiu și acum suntem într-o provocare! În regulă, Leo! De ce nu începi tu? Domnișoarele primele! Insist! Nu, Claire, începe tu! Bine! Ia să vedem! Uite! Macaronzi argintii! Wow! Nu cred! Cred că sunt cei mai frumoși macaronzi pe care i-am văzut vreodată! Ia să-l gust! Wow! Ce bun e! Vreau și eu unul! Ce bune sunt! O să mai mănânc unul și încă unul! Ultimul! E la fel de bun ca primul! Wow! Ce rapid le-ai mâncat pe toate! Ia vezi tu ce-ai primit! Ok, ai dreptate! Ia să vedem! Ok! N-am primit macaronzi! Dar am primit bomboane gumate roz! Și îmi plac mult! Uite ce moi sunt! Moi! Ce bine arată! Gata, m-am jucat destul cu ele! Ia să le gust! E moale și foarte gustoasă! Cred că are aromă de cireșe! Stai, nu! Căpșuni! Wow, ce bune sunt! Mai bune decât aș fi crezut! Acum trebuie să o mănânc și pe cealaltă! Wow! Corect! Mai am una! A treia! E la fel de moale ca celelalte două! Aș putea să o mănânc sau... Am o idee bună! Ce idee? Am păstrat desertul ăsta mic și magic pentru momentul potrivit! Și acel moment a venit! Ce bun e! Claire, ce faci acolo? Și acum urmează magia! Ce naiba? Unde a dispărut? Da! A funcționat! Și acum bomboana mea gumată fructată e uriașă! Pot să sar pe ea ca pe o trambolină! Wow, ce susari! Sper să nu se spargă! Super! Acum sunt plin de gem de fructe! Nu se mai termină! E peste tot! Hei! Are gust bun! Ești gata? Piatră, hârtie, foarfecă! Foarfeca ta e hârtia! Ia să vedem! Wow, ce căpșuni argintii! Ce interesant arată! Oare sunt din metal? Nu putem afla decât într-un singur fel! Ia să vedem! O să mușc dintr-una! Niam! Ok, e o căpșună adevărată și e foarte bună! Serios? Ce bună a fost! Mai bună ca gemul din bomboanele alea gumate! Pot să gust și eu una atunci? Nu cred! Doar una? Hei, am spus nu! M-am săturat! Am doar trei și sunt numai ale mele! Ai văzut? Acum s-au terminat! Ce naiba! Eu am terminat! De ce nu vezi ce-ai primit și tu? Bine, dacă spui tu, nesătulule! Nu cred! Am primit o grămadă de vată de zahăr! E Dita mai norul! Ce moale și pufos e! Îmi place mult de tot vata de zahăr! Ce drăguț! Hei! Am primit și o sticluță cu lichid! Poate e acidulat? Știi ce? Cred că o să-l torn peste vata de zahăr! Gata! Începe să se topească! Hei, uite! Are niște bomboane ascunse de desubt! Da! Îmi plac mult de tot bomboanele! Ce rundă reușită! Și au aromă de smoothie! Ia să deschid punguța asta și să mănânc niște bomboane! În gură cu voi! Da!
toate odată. Mi-am umplut gura de bomboane. Wow, ce bomboane bune! Delicioase! Oh, ce bine arătau! Ah, hei! Butonul ăsta de unde a apărut? Scrie ceva dulce roz pe el. Ai văzut, Leo? Oare să-l apăs? Nu știu ce să zic, ar putea fi periculos. Ah, o viață are omul. Hai să vedem ce se întâmplă. Oh, și mai multă vată de zahăr! Nu cred! O poți lua de la capăt! Și pariez că iar are bomboane de desubt! Acum o să torn iar sucul peste vata de zahăr! Am avut dreptate! Iar are bomboane de desubt? Stai, nu-s bomboane! E o pungă de suc! Și chiar mi se făcuse sete! De ce primești atât de multe dulciuri? Ce dulce și răcoritor e! O să apăs iar pe buton! Da! Alte bomboane! În gură cu voi! Din nou! Bomboane care pocnesc în gură și alte dulciuri gumate! Trebuie să topesc iar vata asta de zahăr! Ce degustări delicioase! Ce bune sunt! Nu cred! E o cutie întreagă de chipsuri! Chiar aveam nevoie de ceva sărat? Sunt chiar bune! Nu, Claire! Gata! Cred că ar trebui să iei o pauză! Ok, ai dreptate! Glumesc! Nu! Stai puțin, vreau să încep eu. N-am mai mâncat nimic de ceva timp. Da, o pungă cu bomboane de ciocolată. Ador ciocolata. Dar cine nu adoră? Ah, e o pungă mai mică decât părea la prima vedere. Ah, ce mult îmi plac! Ce drăguțe sunt! Îmi place hârtiuța asta. Abia aștept să desfac și să bag în gură bomboana asta de ciocolată. Așa, în gură cu tine, ciocolată cu lapte. Ah. Oh, wow, ce dulce și bună e! Ador bomboanele astea! Mă simt cam ciudat! Leo, ești bine? Ce se întâmplă? Am pățit ceva la buze! Nu mă mai pot opri din a săruta totul! Leo, oprește-te! Hai, gata! Du-te înapoi la locul tău! Ah! Ce faci, plantă? Poftim un pupic! Și un pupic și pentru bancă! Mă duc să mai caut ceva de pupat! Oh, uite, o portocală! Trebuie clar să fi sărutată! Gata! Te-am pupat! Salut, domnule ursuleț! Ce adorabil ești! Trebuie să te sărut și pe tine! Leo? Ah, Claire! Nu te-am sărutat încă! Mi-am pregătit buzele special pentru tine! Nu, 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 Leo! Nu vreau să mă săruți! Oprește-te! Bine, n-o să te sărut! Ia să vedem eu ce-am primit! Ah, ce inimioare simpatice! Sunt drăguțe și adorabile! Și strălucesc! Ia să vedem ce gust au! Sunt chiar bune! Îmi plac! Mai vreau să sărut ceva? Uite, am inimioare în loc de ochi! Poate m-am îndrăgostit! Bine, m-am îndrăgostit de dulciurile astea! Vai de mine! Iubesc totul! Leo! Te iubesc, Leo! Hai să ne sărutăm! Wow, ce intensă ești! Nu cred că vreau! Oh, vai de mine! Ce frumos a fost! Ah. Unu, doi, trei, start! Wow, ce crezi că sunt astea? Nu știu, dar una e roz și alta e argintie. Arată interesant! Hai să le apăsăm! Ia să vedem! Știi ce? Cred că sunt deserturi coapte. Hai să vedem ce au înăuntru. Ok, eu o să-l rup în jumătate ca să văd. Nu-i așa că arată delicios? Of, e cam greu, dar uite, înăuntru au culoarea roz și argintiu. Hei, cred că sunt pâinici, pâinici pufoase. Oh, uite ce moi și pufoase sunt la interior. Ok, ești gata? Hai să le mâncăm în același timp. Ce bună e! Mai vreau! A fost foarte bună! A fost atât de moale! Mă simt ciudat! Wow! Ce frumos e aici, nu crezi? Hei! Uite norii de pe cer! Uite-te la ăla! Parcă are formă de rață! Ah, sigur! Ai dreptate! Hei! Leo! Uite-te la ăla! Leo? Unde a dispărut? Nu-l văd nicăieri! Poate a fugit undeva? O fi acolo? Ah, hei, uite-l! Ce tare-i să zbor pe un nor! Te văd! Ce tare, bravo!
E greu să-mi păstrez echilibrul. Aoleu! Pare că are probleme. Leo, revino-ți! L-am scăpat de sub control! Claire, ai grijă! Nu-l mai pot controla! Wow! Ne-am întors în cameră! Fiu, ce ușurare! Încep eu prima de data asta, da? Ok! Parcă ar fi bombonele Nerds! Mă așteptam la ceva mai elegant! Cutia e foarte mică! Și bombonelele sunt mărunte! Și merit ceva mult mai interesant de atât! Asta e! O să deschid cutiuța și o să le gust! Sigur le pot turna în gură pe toate odată! Au aromă de căpșuni! Dar sunt și acruțe! Par și crocante! Leo, încep să mă simt ciudat! Poftim! Claire, ești bine? Nu! Leo! Bomboanele Nerds m-au transformat într-o tocilară! Wow! Nu vreau să fiu tocilară! Nu vreau! Hei, Leo! Vrei niște bomboane de la mine? Oh, nu! Înseamnă că o să fiu singura tocilară de aici? Da, cum spui tu! Dacă nu te superi, o să văd ce am primit și eu! Am primit o pizza care arată delicios! Dar unde-i argintiul? Stai! M-am prins! Am nevoie de un pic de argintiu! Gata! Sigur o să funcționeze! Ce vrei să faci cu firul ăla? Fii atentă! Gata! A devenit argintie prin magie! Voila! Super! În regulă! Ia să mâncăm niște pizza! E cam greu de tăiat! Cred că trebuie să apăs mai tare pe cuțit! Hai odată! E foarte plictisitor să te urmăresc! Ok, știi ce? Stai să te ajut! Uite, vezi? E deja feliată! Pot să iei o bucată! Poftim! O felie de pizza argintie special pentru tine! Voilà! A fost cam jenant! Asta e! E timpul pentru pizza! Leo, dragule, ești așa simplu! Asta e! O să mai mănânc niște Nerds! Ai prefera o pizza argintie sau vată pe băț roz? Comentează mai jos! Și nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru a nu rata distracția!